Spune-mi dacă ți se pare familiară următoarea situație. Vezi o fată, îți place de ea, te duci să te bagi în seamă cu ea și te refuză. Apoi te duci acasă și te gândești numai la asta, la modul în care te-a refuzat și devii obsedat de ea. Sau ieși la o întâlnire cu o fată, totul merge bine, merge perfect, excelent, chiar reușești la final să o și săruți, iar apoi când îi dai mesaj să ieșiți din nou, nu-ți mai răspunde sau îți răspunde sec. Apoi rostesc săptămâni sau chiar luni întregi să o convinzi să iasă din nou cu tine pentru că nu accepți refuzul și devii obsedat de ea. Dacă ești în această situație, acest video e pentru tine. Astăzi am vorbit despre 3 metode pentru a trece mai ușor peste un refuz, pentru a nu deveni obsedat de o persoană care nu te vrea. Să-i dăm drumul. Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să treci mai ușor peste un refuz este să o ștergi din telefon, șterge-i numărul, șterge pozele cu ea dacă ai, dă-i unfollow pe Instagram, pe Facebook, pe Snapchat sau ce mai există. Vei face asta ca să-ți elimini gândul de la ea, ca să elimini tentația de a te mai gândi la ea vreodată, la cât de frumoasă era sau cât de perfect ți-ați fi fost împreună. Dacă încă o ai la follow și tu vrei să mergi mai departe cu viața ta, să uiți de ea, e ca și cum ai trece în fiecare zi pe lângă un magazin de dulciuri, dar tu vei să slăbești. Ei bine, trebuie să schimbi ruta, să nu mai treci pe lângă magazinul ăla, pentru că dacă îl vezi, tentația este mai mare. Trebuie și tu să schimbi ruta, să elimini tentația și faci asta prin a o elimina pe ea din telefon. Odată ce o elimini din telefon, încet, încet o vei elimina și din gând. A doua metodă pentru a trece mai ușor peste un refuz este să vorbești cu alte fete. Mai sunt alți pești în ocean. Știi ce îmi spune mie faptul că treci destul de greu peste un refuz despre tine? Faptul că nu prea ai avut experiență cu fetele sau că fata asta chiar a fost ceva special față de fetele pe care le-ai avut până acum. Faptul că te afli în situația asta nu e deloc bine pentru că arată că nu ai opțiuni. Tu ar trebui să fii în situația în care să zici, a, nu-ți place de mine, nicio problemă, uite, o am pe Andreea aici care mă iubește. Acum, nu spun că trebuie să vorbești cu 10.000 de fete în timp ce ești într-o relație. Nu spun deloc asta. Spun doar că ar trebui să fii conștient că ai o valoare suficient de mare încât să atragi și alte fete în cazul în care relația în care ești în momentul actual se încheie. Și pentru a fi atractiv în ochii fetelor, trebuie să ai experiență cu fetele. Ori tu nu ai asta dacă stai și plângi în pat după o fată pentru că te-a refuzat. Dacă te-a refuzat una, du-te tată și vorbește cu alta și îți garantez că vei uita foarte repede de cea care te-a refuzat. Și a treia metodă pentru a trece mai ușor peste un refuz este să înțelegi că refuzul este de fapt o posibilitate. Ascultă, relațiile nu sunt ca jocurile video. Nu ești ca într-un joc unde dacă mori odată poți să reîncerci de 10.000 de ori până când completezi jocul. În relații este foarte important să reușești din prima. E foarte important să-i dai suficiente motive fetei să te placă din prima și să-și dorească să fie cu tine. Pentru că dacă nu faci asta, este foarte greu din a doua sau a treia încercare de a o cuceri să vină la tine în genunchi. Deci dacă nu merge din prima și te refuză și scrie acolo game over, tu nu dai retry să încerci din nou și din nou și din nou. Du-te și joacă alt joc cu altă fată. Până când reușești și găsești o fată care vrea și ea să se joace cu tine. Pentru că despre asta e vorba. E nevoie de amândoi. E nevoie ca și ea să-și dorească să se joace cu tine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow pe Instagram la EddieAdvice, unde puteți, bineînțeles, să mai adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Dar dacă e ceva urgent și ai o problemă urgentă care necesită rezolvată cât mai repede, te poți alătura canalului apăsând butonul Alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon unde mă poți suna să vorbim personal despre problema pe care o ai sau vei avea acces la serverul nostru de Discord unde încercăm împreună cu membrii comunității să rezolvăm problemele pe care le au. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!